Ce așteptări aveți atunci pentru anul ce vine, pentru Partidul Național Liberal, de la guvernarea PNL, PSD, UDMR? Care sunt așteptările voastre? Așteptarea mea este una singură, să facem ceea ce am promis oamenilor. În primul rând să respectăm valorile europene, să respectăm justiția, statul de drept, să contribuim la întărirea justiției, la combaterea corupției. Toate aceste lucruri sunt esențiale pentru ca oamenii să primească ceea ce merită prin munca lor. Opinia mea este că avem un partener de coaliție complicat, un partener de coaliție care a dovedit în 31 de ani că nu dorește reformarea României, ci a fost o frână în calea reformării României. PSD-ul nu a dorit niciodată nici reforma justiției, nici reforma administrației publice, nici reforma educației, nici la nivelul școlilor, nici la nivelul universitar, nici reforma în sănătate. Deci, iar oamenii așteaptă pe bună dreptate modernizarea acestor sisteme publice și mă aștept să le facem. Și dacă e nevoie să facem reformă împotriva partenerului de coaliție, va trebui să găsim modalități pentru a face reformă împotriva partenerului de coaliție. Nu putem ține România pe loc doar fiindcă PSD-ul dorește să ținem România pe loc. A nu reforma România înseamnă a crește decalajele dintre România și celelalte țări europene și acest lucru ar fi în defavoarea cetățenilor. Fiindcă vă spun un lucru. În următorii ani, Uniunea Europeană va aloca mai multe fonduri europene decât oricând din bugetul tradițional al Uniunii Europene și din acest mecanism european de redresare și reziliență. Și opinia mea este că multe țări europene vor folosi bine aceste fonduri. Noi va trebui să le folosim cel puțin la fel de bine pentru a reduce decalajele. Dacă irosim aceste fonduri, decalajele dintre România și alte țări europene vor crește. Oamenii nu vor mai vedea o perspectivă aici în România și eu nu-mi doresc acest lucru. Deci trebuie să reducem decalajele, să îmbunătățim sistemele publice, oamenii să simtă că școala e bună, că serviciile medicale sunt bune, că administrația publică este simplă, transparentă, digitală, că instituțiile publice lucrează pentru oameni. Astea sunt așteptările mele pentru anul următor.